A se cunoaște trupește. Cine se nevoiau mândoi, pururea în curăție, la rugăciune, la a face bine săracilor și la a căuta pe bolnavi. Și vesuind 12 ani împreună, fiilor erau la o vârstă ca aceiași care aducea multă bucurie părinților. Dar într-o zi copiii îmbolnăvindu-se au și murit. Iar fericitul Andronic nu se arăta prea mâhnit de această întâmplare. Ba încă a și strigat acel fericit cuvânt al lui Iov, zicând: gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și altele ca acestea zicea fericitul. Iar femeia lui, Atanasia, avea jale nemângâiată, zdrobindu-i se cu atâta plâns, de mare mâhnire, atâta slăbit de era să moară, că zicea să mor și eu cu copiii mei. Deci, la îngroparea fiilor lor, s-au adunat toți ceilalți săteni și însuși patriarhul cu tot clerul său și îngropară la biserica Sfântului Iulian. Dar după îngropare, Atanasia nu voia să meargă la casa ei, ci ședea lângă mormântul fiilor săi plângând. Dar la miezul nopții i s-a arătat ei Sfântul Mucenic Iulian, în chip de călugări, zicându-i: pentru ce nu lași pe cei ce sunt aici să odihnească, o, femeie? Iar ea a zis: nu te mânia pe mine, Doamne, de vreme ce mâhnită sunt, că doi fii am avut și pe aceștia i-am îngropat împreună astăzi. Iar el i-a zis ei: dar pentru ce plângi pentru dânsii? Că îți spun ție în ce chip caută firea omenească mâncarea și nu se poate a nu-i da ei, așa și copiii tăi se hrănesc cu cereștile bunătății ale lui Hristos, pe care roagă-l tu zicând: dreptule judecător, ne lipsi pe noi de ce te le pământești, drept aceea nu ne lipsi pe noi de ce le cerești. Iar ea, auzind acestea, s-a uimit și și-a schimbat mâhnirea în bucurie zicând: dacă fiii mei viețuiesc în cer, pentru ce să plâng? Și și-a întors fața ca mai mult să vorbească cu cel ce îi se arătase ei, dar nu l-a mai văzut pe el. L-a căutat apoi prin toată biserica și n-a aflat pe nimeni. Și a zis portarului: unde este părintele acela care am vorbit cu el? Răspunsă portarul: oare nu vezi că porțile sunt încăiate și n-a intrat aici nimeni? Apoi cum zici că a vorbit cineva cu tine? Atunci Atanasia a cunoscut că a fost o vedenie și s-a înspăimântat. Și mergând la casa ei, a spus bărbatului ceea ce a văzut și a auzit. Și s-au mângâiat de întristare. Și nu după multă vreme a zis Atanasia către Andronic: slăpăzește-mă la o mănăstire ca să-mi plâng păcatele mele. Și primind cuvânt de bucurie că aceea dorea și el, au început a împărți cea mai mare parte din avuțiile lor la săraci. Au eliberat robii cei cumpărați, iar cealaltă avuție au dat-o socrului său să facă bolniță pentru săraci și casă de găzduire străinilor. Și luându-și ei puțină avere încât să le fie pe cale, au ieșit noapte din cetate numai amândoi singuri. Iar fericită Atanasia, întorcându-se, a văzut de departe casa ei și, căutând spre cer, a zis: Dumnezeule, cel ce ai zis lui Avram și Sarei, ieși din pământul tău, din neamul tău și vină în pământ pe care ți-l văd da eu ție. Tu caută și spre noi și ne du pe noi pe calea ta. Iată, pentru numele tău am lăsat casa deschisă. Să nu ne închizi nouă ușile împărăției tale. Și plângând amândoi, au mers în calea lor și, ajungând la Ierusalim, s-au închinat lor sfintele locașuri și, vorbind cu mulți părinți, au luat binecuvântare de la dânsii. Și, auzind de părintele Daniel, au mers la dânsul și i s-au închinat lui, iar ei, vorbind cu dânsii cuvânt de mântuire, mult le-a folosit. Și le-a scris lor o carte și a binecuvântat și i-a îndrumat spre mănăstirea din Egipt. Deci, mergând acolo, a lăsat fericitul Andronic pe sfânta lui soție Atanasia, în mănăstirea de femei, iar el, întorcându-se la părintele Daniel, a primit îngerescul chip.
și a petrecut fericitul lângă acel părinte 12 ani. După aceea a rugat pe părintele să-l învoiască pe el la Ierusalim să se închine Sfintelor locuri. Și făcând rugăciune, părintele Daniel l-a slobozit pe el cu binecuvântare. A mers apoi părintele Andronic în părțile Egiptului și a șezut să se odihnească puțin, sub un copac. Și iată, după rânduiala lui Dumnezeu, a văzut pe fericită Atanasia, femeia sa, care mergea îmbrăcată în chip bărbătesc și s-au închinat unul altuia. Deci a cunoscut Atanasia pe bărbatul ei, dar el nu a cunoscut-o pe ea, că fața ei se vestejise de înfrânare și era neagră ca un arap și afară de acesta. Încă și rânduiala ei o schimbase, îmbrăcămintea bărbătească purtând. Deci a întrebat ea pe Andronic zicând, oare nu ești tu Andronic, ucenicul părintelui Daniel? Iar el a zis, eu sunt. Și iarăși a întrebat, deci unde mergi, Ava Andronic? Răspuns Andronic, merg la sfintele locuri să mă închin. Dar tu unde mergi și cum îți este numele? Iar ea a zis, mă duc și eu la sfintele locuri. Numele îmi este Atanasie. Așa îi schimbase numele său. În loc de Atanasia, s-a numit Atanasie. Și a zis Andronic, deci să mergem împreună. Iar Atanasie a zis, de voiești să mergi împreună cu mine apoi să pui pază gurii tale, că în tăcere să călătorim. Iar el a zis, bine, să fie așa cum voiești. Garăit Atanasie, să mergem dar și rugăciunile Sfântului tău stareț să călătorească cu noi. Și ajungând la Sfânta Cetate a Ierusalimului și închinându-se la Sfintele locuri, s-au întors în tăcere la Alexandria. Și a zis Atanasie către părintele Andronic, voiești, părinte, să petrecem amândoi într-o chilie? Răspuse Andronic, să petrecem, însă mai întâi voi întreba de neva porunci nouă starețul să petrecem împreună. Și a zis Atanasie, deci mergi și întreabă, iar eu te voi aștepta pe tine în schitul ce se cheamă 18-ul. Și deci va porunci părintele să vii la mine și precum am umblat cu tăcere, așa în tăcere și în chilie să petrecem. Iar de nu vei putea să petreci cu tăcere, să nu vii la mine. Că chiar de-ar și porunci părintele, nu vreau să vețuiesc acolo unde nu ar fi tăcere. Și mergând Andronic la Ava Daniel, i-a spus lui toate despre cele cu călătorul său, Atanasie. Și a zis Daniel lui Andronic, mergând să iubiți tăcerea și să petreceți cu Atanasie, că desăvârșit călugări este. Deci a luat Andronic pe Atanasie și l-a dus pe el la chilia sa și au petrecut în frica lui Dumnezeu cu tăcere alți 12 ani. Și n-au știut Andronic că Atanasie este soția lui, că se ruga aceea lui Dumnezeu cu dinsul să nu fie cunoscută de bărbatul său. Iar Ava Daniel adeseori venea la dânsii și învăța pe ei. Deci, după ce a fost la dânsii, mult grăindu-le de folosul sufletului, pe cât se întorcea la chilia sa, l-a ajuns pe el fericitul Andronic zicându-i, părinte Daniel, părintele Atanasie se duce către Domnul. Și întorcându-se, starețul l-a aflat pe el cuprins de mare înfocare. Și a început Atanasie a plânge și a zis lui starețul, se gade ție a te bucura, iar nu a plânge de vreme ce merg să întâmpini pe Hristos. Răspuns Atanasie, nu pentru mine, ci pentru părintele Andronic plâng, ci să ai bunăvoire, părinte, și după îngroparea mea, aflând o scrisoare sub căpătâiul meu și citind-o pe ea, să-i dai părintelui Andronic. Și făcând rugăciune, s-a împărtășit Atanasie cu dumnezeieștile taine și s-a dus către Domnul. Și au venit frații ca să îngroape trupul lui și aflară că Atanasie era femeie cu firea. Iar Ava Daniel a aflat sub căpătul ei o scrisoare și citind-o pe ea a dat-o lui Andronic. Atunci a cunoscut Andronic că Atanasie era femeia lui și toți au proslăvit pe Dumnezeu. Și s-a auzit aceasta în toate lavrele Alexandriei și la schitienii cei ce purtau haine albe și îngropare cu cinste sfântul trup al fericitei Atanasia, slăvind pe Dumnezeu. Cel ce a dat ei o asemenea răbdare, iar după îngropare ei a petrecut starețul Daniel cu Andronic până la a șaptea zi, iar în ziua a șaptea, făcând pomenirea cele ce se mutase, a voit să ia pe părintele Andronic în chilia sa,
iar Andronic îl rugă pe el zicând: "Lasă-mă aici, părinte, că și eu să mă îngrop cu doamna mea, Atanasia." Și starețul, lăsându-l pe el, s-a dus. Și încă înainte de a sosi el la chilie, l-a ajuns alt călugăr zicându-i: "Părinte Andronic se duce către domnul." Și a trimis starețul în urma părinților celor ce se duseseră zicând: "Întoarceți-vă cu mine la părintele Andronic." Iar ei, întorcându-se, l-au aflat pe el abia viu și a fost blagoslovit de el și, săvârșindu-se cu pace părintele Andronic, s-a făcut dezbinare mare între schitieni și cei din schitul 18 că petrecerea cuviosului Andronic și a fericitei Atanasia era între două schituri. Că ziceau cei cu haine albe: "Este fratele nostru și îl vom lua în schitul nostru, ca să ne ajute nouă rugăciunile lui." Asemenea și părinții din schitul 18 ziceau: "Al nostru este fratele și cu sora lui fericită Atanasia, la noi se așeze." Și abia potolindu-se, au îngropat pe cuviosul Andronic împreună cu fericită Atanasia, lăudând pe Dumnezeu, cel minunat întru sfinții săi, căruia se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi, cuvânt despre fapta bună pe care, câștigând-o, omul se mântuiește. Sunt patru fapte bune de care se ține seama la mântuirea omului: postul, a se ruga deseori Domnului, lucrarea mâinilor și curăția duprească. La aceste patru se împotrivește diavolul, prin cea din tâi, adică prin mâncare, a ispitit pe Adam în rai. Prin a doua, nerugându-se Domnului, i-a dat lui Adam rușine și teamă de Dumnezeu și l-a făcut să se ascundă și nu a venit înaintea lui, ca nu cumva, închinându-se înaintea lui Dumnezeu, Adam să primească iertăciune de păcatul său. Iar după ce a fost izgonit Adam gol din rai, încă și prin goliciunea aceea voia diavolul să-l surpe pe om în alt păcat, adică în deznădejde, voia să-l ducă pe el. Dar iubitorul de oameni Dumnezeu, știind mai dinainte facerea de rău a diavolului, a dat lui Adam lucrul așezându-l pe om în rai, ca să-l păzească și să lucreze, zicându-i: "Lucrează pământul din care ai fost luat." Iar Adam, îngrijindu-se de lucru, a lepădat meșteșugirea ce era a diavolului. Deci, fiind biruit în aceasta, diavolul a semănat gând rău și în curăția trupească, că a făcut a se împodobi fetele lui Cain și a făcut să cadă în desfrânare cu dânsele pe fiii lui Set și a spurcat curăția trupească. Drept aceea și Scriptura zice: "Intra vor fiul lui Dumnezeu la fiicele oamenilor." Că atunci când omul își păzește trupul curat, fiul lui Dumnezeu este, nespurcând făptura mâinii Dumnezeu. Drept aceea, sârguiți-vă la lucrul mâinilor, ca nu în lucrare să ne afle pe noi diavolii și să ne înșele. Dar de va păzi cineva aceste patru fapte bune, postul, rugăciunea, lucrul mâinilor, curăția trupească, arată că este fiul lui Dumnezeu și moștean al împărăției cerurilor este, întru Hristos Iisus Domnul nostru, căruia se cuvine slavă. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.